Am revenit și alături de noi în această seară avem pe doamna Cristina Dobre. Bună seara și bine ați venit, doamna Cristina! Bună seara, bine v-am găsit! Manager al Institutului Socola și astăzi vom discuta despre ceea ce a început deja să se întâmple, respectiv zilele Institutului, pe care, din ce mi-ați povestit înainte de a intra în direct cu telespectatorii noștri, au început deja și se împarte cumva în trei părți acest mare eveniment. Spuneți-ne puțin care este desfășurătorul acestor zile. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune și mi-ați dat posibilitatea să comunic telespectatorilor dumneavoastră despre acest eveniment de care noi suntem foarte mândri, Institutul de Psihiatrie Socola. Organizăm zilele, conferința zilele Spitalului Institutului de Psihiatrie, conferință care a debutat astăzi cu școala de vară. Conferința e împărțită cumva, sau manifestările din această săptămână ale Institutului sunt împărțite cumva. Primele două zile, astăzi și mâine, avem școala de vară la sediul Institutului din șoseaua Bucium, în anfiteatru. Iar de miercuri începe cursul preconferință, urmând ca joi, vineri și sâmbătă să avem conferința propriu-zisă. Aceste două manifestări, ultime două manifestări, se vor desfășura la Palace Congress Hall. Pentru noi, pentru institut, dar și pentru lumea psihiatriei, această manifestare este foarte importantă. E foarte importantă pentru că, pe de o parte, institutul are o bogată tradiție, peste 100 de ani, în domeniul psihiatriei și, de asemenea, pentru că toate persoanele invitate, toți specialiștii din domeniu invitați la această manifestare vor contribui fiecare în parte și toți împreună la abordări noi în psihiatrie, la o perspectivă nouă asupra psihiatriei, la schimbarea mentalităților, dacă vreți, și la abordarea holistică a pacientului psihiatric. Dacă îmi permiteți să punctez o idee care mi s-a părut foarte interesantă în comunicatul pe care dumneavoastră l-ați oferit presei locale, acolo am citit un concept referitor la viitorul psihiatriei românești, ceea ce mi s-a părut destul de acaparant și mai mult decât atât foarte interesant pentru cei care studiază, ori își doresc, ori sunt cumva, au tangențe cu acest domeniu al psihiatriei. La ce se referă acest concept în aceste zile ale Institutului? Ce abordări, ori ce, cu ce idei vin invitații pe care tocmai ați spus că împreună și separat vor să aducă un plus acestui concept? Da, ați sesizat foarte bine acest aspect la care ne gândim și pe care l-am... De ce l-am introdus conceptul ăsta? Pentru că psihiatria, în afară de terapia medicamentoasă, de fapt cuprinde mult mai mult. Întotdeauna când ne gândim la ce pastile luăm, ce pastile dăm în calitate de medici. Nu. Cred că deja am ajuns la nivelul la care abordarea pacientului psihiatric trebuie să fie o abordare holistică. Pe de o parte, în afară că include partea somatică, partea care ține strict de ceea ce era și în istoric psihiatria, ne legăm și de partea spirituală, ne legăm și de partea socială, deci pacientul este un întreg. Un întreg care are nevoie de toată atenția noastră și care nu mai are nevoie de un medic, ci are nevoie de o întreagă echipă care să gestioneze pacientul respectiv. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am invitat și sunt parteneri cu noi în aceste zile medicii de familie, medici din alte specialități care au legătură cu psihiatria și aici mă refer la neurologi, la oreliști. Sunt foarte apropiați de noi și avem nevoie unii de alții pentru a realiza o terapie completă a pacientului. De asemenea, din această echipă terapeutică mai fac parte kinetoterapeuții, mai fac parte psihologii. I-am adunat pe toți la această manifestare, deci de asta spun că nu e o manifestare adresată doar medicilor psihiatrici, ci e o manifestare adresată tuturor celor care se pot implica în tratarea și în reintegrarea socială ulterioară a pacientului psihiatric. Medicii de familie, primul strat de la care plecăm, dacă vreți, e ca o ceapă și noi tot punem, tot sunt foi. Exact. Primul strat e acasă. Pacientul în mediul familial și vor fi discuții legate de gestionarea pacientului psihiatric în familie, cum sprijinim familie, cum trăinăm familiile care au un asemenea caz în interior.
Următoarea foaie este medicul de familie. Medicul de familie este o verigă foarte importantă în tratarea pacienților în general cu orice fel de afecțiune, dar poate mai mult decât atât în psihiatrie. De ce? Medicul de familie este, dacă vreți, ca un mentor, ca un duhovnic al familiei, dacă pot să-i spun așa. El cunoaște familia în ansamblu, pe fiecare membru din familia respectivă, știe condițiile și mediul în care trăiește familia respectivă, deci poate aduce foarte multe informații în sprijinul terapiei pacientului. Urmează medicul psihiatru, care prin competențele pe care le are și prin pregătirea sa, poate să genereze o terapie adecvată pentru fiecare pacient în parte. La medicul psihiatru se adaugă psihologul. Psihologul este iarăși foarte important în această echipă terapeutică și aduce contribuția lui. Tratarea pacientului psihiatric nu e doar un tratament medicamentos, ci cuprinde și alte aspecte. Kinetoterapeutul, iarăși important în echipa terapeutică, pentru că... Chiar doream să vă întreb, că ați menționat de acesta anterior. Sincer, este o idee nouă pe care aud, în tratarea unui pacient pe partea aceasta de psihiatrie să apară un kinetoterapeut. De ce și aceștia? Sigur, pacientul are nevoie de mișcare, pacientul are nevoie de anumite exerciții, pacientul psihiatric poate avea și alte afecțiuni neurologice asociate care produc anumite probleme de natură musculară sau rigiditate în anumite cazuri și atunci este important și kinetoterapeutul, care va ști ce exerciții să recomande pacientului, cum să lucreze cu pacientul. Nu mai spun de în psihiatrie avem pacienții cu demențe senile, pacienți, unii dintre ei greu de mobilizat și datorită și din cauza vârstei și din cauza afecțiunii psihiatrice, și atunci kinetoterapeutul este absolut necesar. La fel discutăm de partea spirituală și avem invitați și din partea mitropoliei la acest eveniment. Pacientul este un tot. Da, deci el are și o parte spirituală și atunci această parte spirituală vine să completeze tabloul complet al eu-ului pacientului. Cumva știți că este un pic paradoxal, dacă este să ne gândim la tot acest întreg pe care ne l-ați spus acum, e cumva o știință exactă, vorbim de medicină, acum ramura acestea, psihiatrie, vine și kinetoterapia și apoi deodată ajungem într-o parte în care, iată, spiritualitatea nu este tocmai o știință exactă, dar vedem că se contopesc. Exact, au nevoie unele de celelalte. Noi nu suntem, de fiecare dată spun și s-ar putea să mă repet, dar cred cu ardoare în acest lucru, un om nu este o inimă, un creier, un ficat. Un om este un tot unitar cu sentimente, cu emoții, cu minte și avem de lucrat pe toate aceste paliere ca să obținem un anume rezultat. Înțelegem că zilele Institutului Socola reprezintă un eveniment de o anvergură destul de serioasă. Ca și invitați, dacă ne puteți spune, nu știu, poate înțeleg că sunt și de la București, din celelalte părți ale țării, dacă sunteți amabilă să ne spuneți câteva nume, câțiva invitați? Sigur. Până în prezent și-au confirmat înscrierea peste 350 de participanți, ceea ce ne duce gândul la faptul că va fi o manifestare mare și eu mă bucur foarte mult de acest lucru, pentru că toate lucrurile pe care le discutăm aici și le vom parafa, dacă vreți, ca să folosim un termen din medicină, ele vor merge mai departe și se vor disemina în rândul specialiștilor și în rândul populației. I-aș menționa aici pe domnul profesor Michael Davidson din Statele Unite. Eu mărturisesc că nu-l cunosc personal, dar înțeleg că este un prieten al Institutului de Psihiatrie Socola. Dumnealui vine la manifestările Institutului și aștept cu mare drag să-l cunosc și eu și să stabilim o legătură profesională. La fel este domnul profesor Ion Coșciuc din Republica Moldova, domnul profesor Valentin Opreato din Republica Moldova, doamna doctor Claudia Antal Calciu din Marea Britanie, domnul profesor Chiriță, domnul profesor a ieșit la pensie, dar este o prezență dorită la aceste evenimente. Dumnealui port un mare respect, mi-a fost și mie profesor de psihiatrie, doamna profesor Adela Magdalena Ciobanu din București, doamna profesor Mirela Manea, tot din București, academician profesor Sorin Riga, tot din București,
Și alți colegi de-ai noștri din Iași care s-au alăturat, profesorul dr. Sebastian Cosma, care este de specialitate orelist și care s-a alăturat manifestării noastre, domnul conferențiar dr. Anton Knilling, care este legist și iarăși vine cu partea domniei sale referitoare la conferința noastră, la partea legală. Așa, conferențiarul dr. Ionuț Nistor pe parte de urologie, nefrologie. Doamna Dobre, mi-ați spus niște nume pentru cei care cunosc sau măcar au auzit din alte discuții despre aceste mari personalități și profesioniști în domeniul în care activează. Sunt ferm convinsă că cei 300 de participanți care s-au înscris și pe care dumneavoastră le-ați spus acest număr vor fi încântați și vor avea într-adevăr în aceste zile de manifestare ce să învețe și câte idei noi pot apărea în ceea ce înseamnă psihiatria. Legate de zilele Institutului Socola, cumva practica să înțeleagă telespectatorii noștri ce vreți să punctăm, pentru ce organizăm aceste zile ale Institutului Socola. Ce ne dorim? În primul rând, cred că cel mai bine putem defini aceste zile prin titlurile pe care le poartă manifestările. Școala de vară are ca titlu repere interdisciplinare în psihiatrie. Cursul preconferință se referă la sănătatea mentală și echipa terapeutică, iar conferința națională va fi tradiția în progresul învățământului și cercetării. Deci, tocmai din aceste teme, dacă vreți, reiesc prioritățile acestei conferințe. De asemenea, în această conferință vor debuta două proiecte foarte importante pentru noi și cred că pentru întreaga comunitate, și anume, primul este nașterea, dacă vreți, a primului hub de promovare a sănătății mentale din România. Acest hub e o necesitate. E o necesitate pentru că odată suntem oraș universitar, a doua oară suntem ca și institut for metodologic pentru întreaga psihiatrie din zona Moldovei și atunci acum va lua ființă acest hub de promovare a sănătății mentale care își va continua activitatea pe tot parcursul anului. Deci nu va fi doar o acțiune în perioada conferinței, ci va fi un spațiu, dacă vreți, atât fizic cât și virtual, pentru tineri specialiști, pentru a învăța și a studia cât mai mult din tainele psihiatriei, pentru profesor, pentru partea de cercetare. Deci, practic, vorbim de o locație, nu? De acest hub în care, după aceste zile de manifestare, cei care... Activitatea continuă. Activitatea continuă. Și cine poate participa la aceste activități? Cei care s-au înscris sau toți ceilalți? Oricine. Oricine. Deci, pe perioada conferinței vorbim doar de persoanele care s-au înscris la conferință. Ulterior, hub-ul va fi deschis tuturor, inclusiv tinerilor care au proiecte de cercetare pe care ar dori să le împărtășească împreună cu institutul. Continuăm, sunt profesori în institut care au în conducere lucrări de doctorate. Iarăși va fi un mediu pentru dumnealor. De asemenea, în cadrul acestui hub, ca și manifestare acum importantă pentru noi, va fi aderarea Institutului de Psihiatrie Socola Iași la Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România. S-a creat această asociație. Noi nu făceam parte din asociație, am primit o invitație din partea președintelui asociației și cu tot dragul în acest moment vom deveni și noi membri ai acestei asociații. De ce am ales să devenim membri ai acestei asociații? Pentru că eu cred că întotdeauna, chiar dacă o voce poate cânta foarte bine și opera pe care o interpretează e importantă, cred că mai multe voci pot spune mai mult și pot conta mai mult pentru factorii de decizie din România. Și ne propunem, după momentul în care vom adera, vom organiza în cadrul hub-ului o masă rotundă cu colegii noștri din toată țara. Vor veni și am confirmările de la conducerile spitalelor de psihiatrie din toată țara. Am dorit să plecăm cu o rezoluție de la Iași, dacă putem să-i spunem așa, în ceea ce privește modificarea legislației. Legea sănătății mentale e o lege care ar trebui să fie remodelată, care nu mai răspunde în acest moment cerințelor practice,
cerințelor de zi cu zi din activitatea psihiatrică și atunci ne-am dorit ca această rezoluție să plece de la Iași după această manifestare a noastră. Dacă îmi permiteți, ceea ce mi-a spus acum, practic, nu neapărat aș numi o premiere, dar totuși, probabil, sau mai mult decât probabil, după această nouă rezoluție pe care doriți să o lansați, ne vom aminti de această zi în care am auzit că ceva în legea sănătății mentale se va modifica, plus că exact așa cum ați punctat și dumneavoastră foarte bine, este faptul că această lege nu prea este ancorată la realitate, pentru că lumea fiind într-o continuă schimbare și mai mult decât atât și omul, adică în sine, trebuind să se adapteze unor schimbări destul de radicale în contextul social, dar și în ceea ce îl privește, într-adevăr, cred că această inițiativă este una care va avea un rezultat și un impact foarte mare asupra tuturor celor care se află în acest domeniu. Și dacă este să vă întreb, aș mai adresa o întrebare, de cât timp pregătiți aceste zile ale Institutului? Pentru că din ceea ce mi-ați împărtășit și din ceea ce pot observa și telespectatorii noștri, sunt niște lucruri atât de bine punctate și atât de importante mai ales. Nu este doar o manifestare sau un eveniment să-l facem să sărbătorim sau să punctăm, ori nu știu, să aducem la un loc niște oameni profesioniști. Este mai mult decât atât, pentru că vedem, ne dorim un viitor de la, de la această manifestare. Aceasta este concluzia pe care eu pot să o trag. Deci nu sunt doar câteva zile în care mai mulți participanți pot auzi sau pot învăța de la persoane foarte bine învățate, să spun așa, ci mai mult decât atât vom vedea niște rezultate pe termen mai lung de la aceste zile. Este ca un asta start într-un viitor. Da, exact, exact, asta ne dorim. De când lucrez, nu de chiar foarte mult timp, având în vedere faptul că eu de pe 27 decembrie 2021 sunt managerul Institutului, dar din ianuarie lucrez și am marele noroc de a fi într-o echipă. Președinte pentru al acestei conferințe este și doamna profesor Roxana Chiriță, împreună cu mine și cu întreaga echipă de medici a spitalului. Ne-am pus capul la contribuție pentru... Ideea e în felul următor. Primul pas, cred, în viață, în general, în orice, e să vrei să faci ceva. Al doilea pas e să îți dorești o schimbare care să fie în beneficiul unei mulțimi de oameni. Și al treilea lucru, să ai forța și tenacitatea să duci până la capăt ceea ce ai început. Noi am început. Sper să avem și forța și tenacitatea de a duce până la bun sfârșit acest lucru. Un alt proiect foarte important, în afară de acesta de modificare a legislației, de adaptare acesteia la cerințele actuale, este un proiect la care eu țin foarte mult și anume proiectul cu accesibilitate și mobilitate în psihiatrie. Vedeți, psihiatria, în afară de partea de spitalizare, mai are și o altă parte, o parte de prevenție și o parte de monitorizare post-spitalizare. Afecțiunile psihiatrice, în marea lor majoritate, nu sunt niște afecțiuni vindecabile. În momentul în care pacientul a ieșit din spital, nu e ca la o operație de apendicită. L-am operat, pacientul este vindecat. Nu, pacientul psihiatric are anumite particularități. În mod normal, de această monitorizare și supraveghere a pacientului psihiatric se ocupă centrele de sănătate mentală. Noi, pe raza județului Iași, suntem deficitari la acest capitol. În mod normal, ar trebui să avem, conform legislației în vigoare, un centru de sănătate mentală la 100.000 de locuitori. Gândiți-vă că la nivelul județului Iași, în județ, nu avem niciun centru de sănătate mentală la acest moment, iar în municipiu avem 3. Deși ar cam fi loc de 4. Ne-am gândit că momentul economic nu e foarte propice pentru înființarea, pentru înființarea unui centru de sănătate mentală care presupune niște costuri și atunci ne-am gândit împreună cu echipele de specialiști din Institutul de Psihiatrie să dăm drumul la echipele mobile. Deci cu angajații noștri, cu medic, cu asistent medical, cu psiholog, să creăm acest program în toate comunele din județul Iași, să ne creăm o obișnuință și o programare clară, în așa fel încât și pacienții să știe la ce trebuie să aștepte de principiu. Nu știu, a treia vineri din lună suntem în zona X. O să vă spun de ce cred foarte mult în acest proiect. Am văzut cu toții în mass media în ultima vreme acele cazuri care ne-au tulburat cu siguranță pe fiecare dintre noi, pacienți psihiatrici
care până la urmă nu au nicio vină că sunt bolnavi, care nu au mai fost monitorizați, pentru că familia nu este pregătită pe de o parte să monitorizeze un pacient, pentru că legislația nu acoperă în totalitate monitorizarea pacienților, pentru că pacienții sunt de cele mai multe ori cu un potențial financiar redus, la distanțe de centrele de sănătate mentală, și atunci toate lucrurile astea duc către un caz care nu e gestionat așa cum ar trebui și către o dramă într-o familie sau într-o comunitate, o dramă ale cărei consecințe ne afectează pe termen lung, pe toți, și comunitatea și familia respectivă. Tocmai asta a fost motivul pentru care am decis să începem, dacă vreți, aceste echipe mobile, aceste caravane în județ. Deci, practic, ne putem aștepta ca în această idee de proiect, echipa din cadrul Institutului, formată din mai mulți specialiști nișați, să se afle, exact cum ați spus dumneavoastră, într-o zi de, și prin care oamenii din localitatea respectivă să poată merge, fie copilul, să fie cel afectat de această boală, să meargă la caravana sau, nu știu, la căsuța mobilă pe care o veți avea, să discute și eventual să se programeze. Nu e așa, nu m-am exprimat eu clar, probabil, nu așa este proiectul. Primul pas a fost următor. Vedeți, îmi cer scuze că am sărit în altă idee, dar trebuie să încep cu asta. Actul medical nu se poate desfășura decât într-un cadru propriu pentru așa ceva. Doamne ferește, doar în caz de calamitate, în caz de război, actul medical se desfășoară și pe marginea drumului când avem încotro. Și atunci, primul pas pe care l-am făcut este să luăm legătura și am trimis o scrisoare către toți primarii din comunele județului Iași, prin care le solicităm un acord de colaborare cu domniile lor, cu comunitățile domniilor lor, în așa fel încât să găsim o disponibilitate pentru un spațiu adecvat acestui consult medical. E vorba de un consult medical, adică nu vorbim nici la pe băncuță în parc, nici... Am înțeles. Deci, practic, dacă domnii vor fi de acord să încheie această colaborare, echipa Institutului Socola se va afla într-o locație a unei alte instituții din comuna respectivă. Da, fie că este cabinetul medicului de familie din zonă, fie că este un cabinet din centru de permanență, fie că este, știu eu, o încăpere, o sală din cadrul primăriei. Noi nu avem nevoie, nu e vorba de un tratament stomatologic sau știu de o intervenție strict invazivă. De o locație vorbim. De o locație unde să poată fi creat un mediu în care pacientul să poată fi consultat. La noi e vorba doar de un examen clinic. Am înțeles. Doamna Dobre, trebuie să recunosc că ceea ce ne-ați împărtășit în acest scurt timp, care din păcate nu ne permite să mai împărtășim și alte lucruri telespectatorilor noștri, ați venit cu niște concepte și niște idei și niște inițiative care într-adevăr se doresc a fi o schimbare, atât în ceea ce privește și viziunea oamenilor referitor la cei care suferă de anumite boli psihiatrice, cât și cel al statului, al, să zicem așa, legilor, pentru că am văzut acolo doriți schimbarea unei legi care trebuie un pic să aibă un update, ceea ce este foarte important. Și mai mult decât atât, acel concept de hub, sincer, cred că și cei care nu sunt în acest domeniu al psihiatriei ar fi curioși să vadă, nu știu, poate o teză de cercetare sau poate un proiect viitor care a avut ca și pacienți niște persoane cunoscute ori așa mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și vă dorim mult succes în aceste zile de manifestări și sperăm să vedem aceste inițiative și cu un rezultat care să ne bucure că un institut regional, la urma urmei, a reușit să ridice un pic ștacheta în ceea ce privește acest departament al psihiatriei. Vă mulțumesc pentru urări și vă asigur că vă vom ține la curent cu toate lucrurile pe care le vom realiza. Mulțumim! Mulțumesc și eu. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. O seară frumoasă!